Un popor, prin creația lui, prin arta lui, prin activitatea lui spirituală, se distinge, în primul rând, în lume. Pictura lui este cu totul magică. A descoperit niște formule grafice, niște linii secrete, care îi arată personalitatea artistică cu foarte multă pregnanță. El are o amprentă specifică, ușor recognoșibilă. Deci te uiți la tablou și spui, dacă nu e semnat, da, ăsta este făcut de Alex Ivanov, e mare lucru. Am reușit în această toamnă frumoasă să fac, să reiau seria de expoziții de toamnă la Cercul Militar Național, în sala Foyer, cu poezie de suflet, poezie a poeților militari, a prozatorilor militari, a oamenilor de suflet, cei care sunt prezenți, cum tot am spus, în sufletul meu, în permanență. Formele eu, adică ăsta sunt eu, sunt formele mele de exprimare. Adresa publicului larg o invitație să vină aici în centru, să treacă pe bulevardul Regina Elisabeta și sub terasa Cercului Militar Național, chiar la bulevard, într-o zonă de maximă vizibilitate, să intre pe ușa larg deschisă a acestei expoziții și să o viziteze.